Un bărbat vrea să facă plângere la Protecția Consumatorului Vaslui după ce a cumpărat un pui rotisat de la un hipermarket, dar nu a putut să se atingă de acesta. Carnea era crudă, iar puiul avea și pene pe aripi. Conform site-ului ziare.com, eu luni mă duc la Protecția Consumatorului Vaslui cu puiul așa cum îl vedeți. Să-i întreb dacă e frumos așa ceva, pe lângă că puiul e crud, să mai aibă și penele pe el, îmi pare rău să spun, dar m-a luat de la stomac. Am zis că mâncăm și noi în seara asta, dar iată, doi pui am cumpărat, dar nu pot să cred cum e tratat cumpărătorul. Poate mânca un copilin așa ceva, a spus Sandu Vasilache, fostul primar de la Duda Epureni. Un bărbat din Huș vrea să facă plângere la Protecția Consumatorului Vaslui după ce a cumpărat un pui rotisat la un hipermarket, dar nu a putut să se atingă de acesta. Motivul, carnea era crudă, iar puiul avea și pene pe aripi. Omul a menționat că nu știe cui aparține vina, dar că cineva trebuie să fie tras la răspundere pentru acest lucru. Apoi, eu mai am o variantă, poate retailerul nu e vinovat, ci angajatul care a făcut asta, că poate angajatul nu-și face datoria, iar pe calea aceasta află și șefii lui, ca să-l atenționeze să facă treabă serioasă, pentru că mănâncă oamenii și se pot îmbolnăvi, a mai adăugat el. Relatează site-ul ziare.com.